felul următor. 1. Procedurile mult mai complicate în România de licitație și de adjudecarea unor proiecte decât în Uniunea Europeană. Avem foarte reguli, peste regulile procedurale din Uniunea Europeană, iar aici, ceea ce e valabil la Berlin, trebuie să fie valabil și la București ca reguli de procedură, pentru că noi, mânii, am pus reguli suplimentare în plus, care au compromis foarte multe proiecte. 2. Calitatea slabă a unor proiecte datorită resursei umane insuficient pregătite. Mă refer la proiecte tehnice, la expertize, la analize care domnul sunt... Bob, dați-i afară! Domnul prim-ministru, dați-i domne afară! Țara asta are valori! Dați-i afară! Iertați-mă că v-am întrerupt, dar ăștia trebuie dați afară! Vă rog! Dați-mi să duc trei cuvinte până la capăt, ca după aceea să mă ascult ce spuneți. Vă rog! Vă vin o completare la acest motiv, doi, la expertiză. Vă spun cum am avut cu pavajul cu granit în centrul Clujului, care am nemulțumit de faptul că nu puneau piatra cum trebuie să fie un milimetru distanță și să aibă ca la Berlin sau la Bruxelles. Și mi-a spus omul ăla, după ce l-am amendat, i-a spus, zice, prima generație mi-a plecat acum 5 ani în Italia, a doua generație mi-a plecat acum 3 ani. Cei pe care am ca forță de muncă sunt ultimii pe care învață pe spinarea dumneavoastră cum să pună, pentru că meseriașii adevărați ne-au plecat. Deci trebuie să gândim că avem și aceste probleme cu resursa umană plecată. Bun. Și ne-au rămas nu cei mai buni pe diverse componente. 3. Și aici eu spun că e un lucru care nu discutăm suficient de mult. Știți ce blochează România? Ca de altfel nu numai poate în țara noastră, dar în multe alte părți. Orgolile, dragii mei. Faptul că un ministru vrea să abandoneze tot ce a creat celălalt ministru și vine și spune eu iau cu mine să inventat apa caldă. Deci orgoliile, dragii mei, omoară mai mult decât incompetența. Adică faptul că dorești ca tu să fii centrul universului și nu să continui un proiect bun, nu să adaugi ceva la el, ci vrei să le iei de la capăt sau să le distrugi pe celălalt, omoară viitorul României. O întrebare. Deci, eu eco, nu ego, capacitatea de a lucra împreună, de a lăsa propriul orgoliu în spate și de a uita la interesul public. Asta este marea problemă. O întrebare pentru amândoi ca...